Lucrăm de o viață pentru viață. De 65 de ani, inima noastră pulsează în același ritm pentru sănătatea oamenilor. Trăim, simțim, respirăm și evoluăm împreună. Toți cei 1400 de oameni călăuziți de aceeași misiune, sănătatea semenilor. Fabrica de antibiotice Iași s-a născut în anul 1955, la Iași, odată cu fabricarea pentru prima oară în România a primelor grame de penicilină, antibiotic ce avea să salveze milioane de vieți. În fața fabricii, primii angajați ai companiei au plantat sute de arbori, iar în piațeta centrală a fost amplasată, parcă în mod profetic, o lucrare de artă care simbolizează maternitatea și sacralitatea vieții. Restul e poveste. O poveste frumoasă despre viață, umanitate, creație și evoluție, maturitate și moștenirea pe care o lăsăm pe mai departe. De-a lungul celor 65 de ani, în laboratoarele de biosinteză s-au născut milioane de bebeluși, așa cum sunt alimentate de microbiologii noștri eprubetele cu material biologic de însămânțare. Aici se naște, crește și este multiplicată pe cale industrială nistatina, substanță activă pentru care suntem cunoscuți în România și în întreaga lume. Procesul unic de biosinteză este coloana vertebrală a filozofiei antibiotice de la începuturi până în prezent. Lucrăm cu viață din grijă pentru viață. În singura secție de fabricație a produselor sterile cu pulberi injectabile din România s-au născut, de-a lungul deceniilor, miliarde de flacoane cu pulberi injectabile, pe care operatoarele le numesc cu drag copilași. Cu fiecare nou produs, cu fiecare moleculă și nouă tehnologie implementată, compania a crescut și a scris istorie. Pentru că aici, în antibiotice, s-au fabricat medicamente care i-au însoțit pe oameni de la primii pași în viață până la vârsta senioratului. După anii 90, la vârsta maturității, compania s-a reinventat. Activitatea de cercetare și de inovare a primelor generații a fost un fundament esențial pentru dezvoltarea de noi forme farmaceutice la Iași. În prezent, Antibiotice Iași este lider mondial în producția substanței active nistatină și cel mai important producător farmaceutic român cu un portofoliu de peste 150 de medicamente generice. Pentru a ajunge aici, a trebuit să învățăm despre standardele de calitate, siguranța și eficiența medicamentelor, să experimentăm noi tehnologii de fabricație și să gândim fluxuri noi de producție. Antibiotice are astăzi 8 fluxuri certificate GMP pentru producția de pulberi sterile injectabile, capsule, comprimate, produse topice, unguente, geluri, creme, supozitoare, ovule și substanța activă nistatina. Am dorit însă mai mult și începând cu anii 2000 am scrutat orizontul spre noi destinații, cu ambiție, tenacitate și curaj. Visul fiecărui producător de medicamente este să fie prezent în piețe externe reglementate. În anul 2010, compania a exportat pentru prima oară medicamente injectabile pe piața Statelor Unite ale Americii, în urma obținerii avizului FDA din partea prestigioasei autorități americane de reglementare în domeniul medicamentului. În prezent, produsele antibiotice Iași tratează pacienți din peste 70 de țări, din Marea Britanie până în Australia și din Comunitatea Europeană până în îndepărtatea Asie, având reprezentanțe proprii în Vietnam, Republica Moldova, Ucraina și Serbia. Criza sanitară din anul 2020 a reamintit tuturor care este puterea solidarității. Am continuat cu tenacitate să facem ce știm noi mai bine, oferind pacienților și medicilor tratamente salvatoare de vieți, produse antiinfecțioase recunoscute, asociate în tratamentul afecțiunii COVID-19. Orice construcție solidă își definește viitorul prin moștenirea pe care o lasă generațiilor viitoare. Compania a investit în ultimii ani în noua generație de oameni, în logistică și capacități noi de producție. Noul site de fabricație a produselor topice care ne-au conferit tradiție și recunoaștere va fi finalizat anul viitor. Din 2021, Antibiotice Iași va deține una dintre cele mai moderne secții produse topice din lume, tinerei generații revenindu-i menirea de a crea noi produse valoroase terapeutic care să fie fabricate aici, la cele mai înalte standarde de calitate.
Viața noastră capătă valoare prin binele pe care îl oferim celor din jur. Proiectele de responsabilitate socială dezvoltate în ultimii 15 ani donează sânge, pune suflet pentru viață, Fii Pro Natură, Livada de la școală, Bursele Știință și Suflet sunt tot atâtea mărturii ale implicării noastre cu înțelepciune și maturitate pentru mai binele semenilor. Atâta timp cât această organizație va stârni uimire în ochii tinerilor care îi pășesc pragul, Antibiotice va continua să existe. Cei peste 700 de tineri care s-au alăturat echipei în ultimii ani au primit odată cu știința și pasiunea și devotamentul pentru viață, care vor asigura organizației ceea ce românii au căutat mereu: tinerețe fără bătrânețe. Din peisajul viitorului fac parte extinderea portofoliilor de produse antiinfecțioase și dermatologice care să ne placeze în rândul celor mai importanți producători europeni de medicamente, construcția noi capacități de producție și crearea de parteneriate care să permită dezvoltarea de noi tehnologii ambițioase. Împlinim anul acesta 65 de ani, un an aniversar în care dăruim comunității un simbol al existenței noastre sub numele de Parcul Prieteniei A+. Amenajat pe locul lizierei plantate de primii angajați în anul 1955, acest parc drag nouă oferă prietenilor noștri din comunitate o zonă împădurită în care este amplasat acum un spațiu de joacă pentru copii și o zonă recreativă și odihnă cu alei pietonale și bănci. În inima acestui parc se află statuia simbol a maternității și a vieții. Restaurat în anul 2020, sub atenta supraveghere a specialiștilor din cadrul Complexului Național Muzeal Moldova-Iași, această statuie și-a recăpătat simbolic identitatea. Lucrarea de artă ce te întâmpină la intrarea în fabrică este creația lui Constantin Baraschi, unul dintre marii sculptori ai României din perioada interbelică, ale cărui altoreliefuri se pot vedea și astăzi pe monumentul Arcul de Triumf. Simbol al orașului și al industriei românești, Antibiotice Iași este astăzi o companie care scrie și trăiește povestea a milioane de vieți. Cu fiecare medicament fabricat, cu fiecare emoție trăită, an după an, compania investește, crește și se dezvoltă cu o tot mai mare responsabilitate față de semeni. Lucrăm de o viață pentru viață.